Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Călător prin țara mea. Astăzi mă aflu la Șirnea. Vă aduceți aminte că în primăvară am mai fost pe aici, dar am promis că revenim. Am revenit la un prieten drag, domnul Dănuț Căciulă, un fiu al satului de aici. Așa că, după cum bine vă amintiți, satul Șirnea, de fapt fosta comună, este primul sat turistic din România. Așa că vom povesti și despre asta și despre multe alte lucruri în edițiile noastre. De când omul e pe lume, la 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 la, vorba strămoșească spune, la 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 la, codrul verde ne e casă, la 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 la, și munte ne va traleasă, la 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 la. Eu sunt fată din Șirnea, la 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 la, la muntele e casa mea, la 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 la. Dragi prieteni, am ajuns la Șirnea. Nu puteam decât să trecem pragul casei familiei Adriana și Dănuț Căciulă de aici, pentru că trebuie să vă spun un secret, sau nu este un secret. Domnul Dănuț Căciulă este viceprimarul comunei Fundata, sat aparținător, spun Șirnea aparținător Fundatei, cândva Șirnea a fost comună. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Scuze că vă stresam așa un pic. Nu, ne face plăcere să... Domnul Dănuț, ne călcați pragul. Aici, Șirnea, câți locuitori? În Șirnea mai sunt, din păcate, s-a depopulat. Undeva la 300 de locuitori mai sunt. Am înțeles. Dar căsuțe de vacanță voi sunt? Căsuțe de vacanță, da. Gospodării sunt foarte multe. Deci, practic, avem peste 300 de locuințe, de numere de case, cum s-ar spune. Hai să povestim puțin câteva date despre satul Șirnea, despre faptul că ați copilărit, v-ați născut aici, nu? Da, cum era satul de altă dată? Eu m-am născut aici încă la vremea când m-am născut era comună, dar la câțiva ani după aceea s-a făcut reformă și a trecut de comuna Fundata. Trebuie să tem, să fie drept, să arate, să aibă și aspect, coaja, și să o putem coase bine. Cum? Coasă-ți aia? Asta, da, trebuie cosută. Cât trebuie, cât ață trebuie să pun? Dați la mine. Asta e Andreea, așa se cheamă Andreea. Obiectul ăsta. Am mai venit cu o jumătate de caș. Oh, foarte bine, uite, la arul te o baci cu mine. Da? Da, cum să nu? Păi trebuie, îmi trebuie ajutoare aici. Da, 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 da. Nădejdea mea pierd toate oile. Da? Da. Că badea din ochi mă pierde, la 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 la.